O întrebare prea clasică, dar obligatorie. Cum ați ajuns să parcurgeți drumul pe care l-ați străbătut? Ce anume v-a dat impulsul inițial care v-a dirijat către domeniul de activitate pe care apoi nu l-ați mai părăsit decenii la rând? Cum v-ați descoperit vocația de cercetătoare? De unde revolta aceasta dumneavoastră de poet și filozof împotriva soartei bătrânilor, împotriva pasivității cu care omul s-a deprins să parcurgă cea de-a treia vârstă a sa? Mi-ați spus o serie mare de întrebări, dar voi căuta să răspund la fiecare din ele, după posibilități. În anul în ultimul an de liceu, figura anatomia și am fost atât de atrasă de această latură științifică, încât mi-am zis, nu voi face nimic altceva decât medicina. Mama, care era văduvă și cu 4 copii, s-a opus extraordinar, cu toată forța ei, pentru că era foarte voluntară după ceea ce am luat și eu din această calitate. Nu vrea deloc ca să fac medicina, spunând că e prea mult efort, în al doilea rând că e o viață prea liberă și toate acestea și că e prea costisitoare. Eu însă n-am vrut să fac nimic altceva din ce mi se propunea. Și atunci n-am avut decât o scăpare, să nu mă duc la masă timp de câteva zile, să nu mănânc, probabil că am băut apă. Și atunci, după 3 zile, văzând această persistență a mea, s-a făcut un consiliu de familie cu frații mei care erau mult mai mari decât mine, fiind ultimul copil, și s-a hotărât să fiu lăsată să fac medicină. Întâi, bineînțeles, toți sunt atrași de chirurgie, mai ales că în anul al doilea eram la Iași, mobilizată, și ajutam chiar pe mari maestri ai chirurgie, pe Toma Ionescu și Gianu, Amza Gianu, și atunci mi se spunea chirurga. Însă, odată întoarsă la București, și intrând în clinica medicală, pătrunzând în acest lucru mult mai dificil din punct de vedere al diagnosticului și din punct de vedere al tratamentului, m-a atras foarte mult clinica medicală. Și deși nu era o specialitate a femeilor, am îndrăznit să fac această specialitate și m-a atras în special cardiologia. Și trebuie să spun că sunt prima care am făcut această specialitate ca femeie și ceea ce m-a atras era cursurile minunate pe care le efectua cu noi marele maestru, academicianul Daniel Opol. Și cum el era foarte atras de asemenea de primii lui elevi care ascultau cu atâta nesaț și cu atâta căldură cursurile lui minunate, cei mai buni din anul prim al lui de curs au fost numiți asistenți preparatori și în urmă asistenți la clinica lui. Astfel a făcut ca să pătrund în această arenă științifică și să-l am ca maestru și aproape în primii ani am fost colaboratoarea cea mai apropiată pentru fiziologia și cardiologia la om. Ceea ce m-a ajutat, cred că era o calitate din copilărie, eram un foarte bun observator, neavând curaj să mă pun la întrecere cu frații mei mai mari, eu stăteam, ascultam și observam. Cred că e o calitate necesară. De ce mă leg de această observațiune este că colaborând cu profesorul Daniel Opolu, el avea o perfectă încredere în ceea ce dictam eu, de exemplu, presiunea arterială, cum se modifică la compresiunea sinului carotidian și găsind că în loc să se producă hipotensiune, se producea hipertensiune, eu am dictat hipertensiune.
El imediat, pe baza teoriilor lui și pe baza găsirii mele, a descris sindromul amfotrop-sinocarotidian, era o noutate în știință. Așa s-a făcut poate mai târziu, după ce aveam publicate, parte împreună cu domnia sa, parte singură, comunicări care nu erau poate prea multe, erau până în anul 49, vreo 80 de publicațiuni și colaboratoare la două monografii, pentru că, în general, nu mi-a plăcut să descriu lucruri descrise de alții, decât dacă era o mică problemă originală. Și atunci asta s-a făcut când observațiile mele asupra acțiunii procainei, să am încredere în observația mea și să nu le las deoparte. Când s-a publicat în străinătate, pentru prima dată în 1956, când am făcut prima comunicare în Germania asupra acestei metode de tratament cu Gerovital, a fost o tăcere absolută, pentru că nimeni nu mai auzise de acest tratament. Însă, pe urmă, s-a descris o rubrică în ziarul acela, Terapii Vohe, ca toată lumea să-și pui părerea în legătură cu acest nou tratament. Și atunci un învățat din Suedia a publicat acolo observația lui că a găsit fenomene de regenerare în urma procainei la o femeie în vârstă de 70 de ani, că se producea anumite stimulusuri și că lucrul l-a încurcat foarte mult, a trebuit să facă o serie de examene să vadă dacă nu-i ceva patologic, ca o femeie în vârstă să reapară lucruri care apar la vârsta mai tânără. Și zice, eu am părăsit, nu i-am dat prea mare importanță, observația exista, însă acest autor nu i-a dat importanță, n-a avut încredere în observația sa. Și atunci a pierdut întâietatea. Zice, am publicat acest lucru, poate că totuși fac plăcere doamnei Aslan publicând acest lucru. Dacă ai încredere și ești convinsă că metoda aplicată în orice domeniu este reproductibilă de alții, găsirea ta este reproductibilă, atunci ai curaj și lupți împotriva tuturor adversităților. Întâi scopul acesta nobil de a veni în ajutorul etapei dificile din viață. Acest scop nobil poate mi-a fost infiltrat din cauza că, fiind ultimul copil și fiind o diferență mare de vârstă între părinții mei, aveam 13 ani când tatăl a sucombat și m-a impresionat extrem de mult suferința lui de ani de zile și probabil că aceasta m-a apropiat de această specialitate.